Sănătate tuturora! Astăzi este 13 iunie și am hotărât să filmez un jurnal de levadă. Aici avem un vișin de 6 ani, soi Torina, cumpărat de la Pepiniera Zamfira. Niște vișine foarte bune, mașcate. Când se cog sunt de culoare roșu, roșu închis. Și la gust sunt acidulate dulci. Este un pom de vigoare mijlocie. Sunt foarte bune și vă recomand acest vișin. În fiecare an a rodit destul de bine și vișinile se fac destul de mășcate, destul de mari. Anul acesta sunt superbe, cu toate că a fost îngheț, dar au rodit destul de bine. Și aici avem cireșul care vă l-am mai prezentat, cireșul Germesdorf. Am cules destul de multe cireșe, acum sunt ultimele care au mai rămas. Se mai numesc și inimă de porumbel, fiind mășcate și datorită formei. Este un pom care rezistă bine la ger și la secetă și anul acesta ne-a prezentat că desigur face față la problemele respective. Aici mai avem un cireș care nu a făcut față la ger, dar sunt gustoase care au rămas. Și aici mai avem un vișin care am mai cules din ele și sunt coapte. O să facem gem și compot din vișine. Un an destul de pretențios, dar datorită ploilor care au fost și-au revenit pomii și plantele. Aici avem un măr care este foarte, foarte încărcat. Trebuie să le mai răresc. Să vedem când am timp să mă ocup de el. Aici avem gutuii Champions. Au rămas foarte puține, dar sper să le facă mari și gustoase. Și aici avem tufa de goji, care înflorește de 3 săptămâni, cred deja, tot înflorește. Îmi plac plantele care ne oferă fructe un termen mai îndelungat. Noi gojile se coc în decurs de 2-3 luni. Aici avem nucii care au reușit să treacă bine peste îngheț. Acesta este un nuc destul de mare, de în jur de 20 de ani, care în fiecare an ne bucură cu nuci pentru cozonac și desigur că sunt foarte sănătoase să le mâncăm crude. Și aici avem dude și dudele sunt foarte bune. Se recomandă să mâncăm dimineața pe nemâncate dude pentru a avea o sănătate bună. Anul acesta, datorită ploilor, desigur că arată foarte bine. Mai avem și alți pomi care, datorită gerului, nu au roadă. Mai avem câteva cereșe care le mâncăm să nu rămână în pom. Sunt foarte gustoase. Din cereșe nu am făcut nici gem, nici compot, le mâncăm proaspete. Aici avem un măr care a legat câteva mere. Aici avem prunii Stanley. Și aici sunt 3 pomi de bot de iepure. Anul trecut au rodit destul de mult, dar anul acesta sunt mai puține mere, dar sunt foarte gustoase. Cred că când eram copil îmi plăceau cel mai mult bot de iepure și le putem foarte ușor prin gustul său, să le deosebim de alte mere. Aici este un viș L-am cumpărat acum 3 ani, dar nu este ceea ce mi-aș dori. Aici avem alunul turcesc. Aici avem caștanul comestibil care crește. Aici avem afinul canadian sau pomul de stafide care sunt coapte, mâncăm din ele. Și aici avem moșmonul care o să se coacă toamna târziu. Arată destul de bine. Și în continuare avem câțiva piersici care au mai rămas după îngheț. Sunt și un persic foarte bun, dar puține anul acesta. Persicii și caieșii au înghețat. Dar o să avem câteva de mâncare, să ne bucurăm de ele. Persicuțe. Aici avem un atac de monilioza pe acest cais. Trebuie să o rupem la 10-20 de centimetri din partea sănătoasă ca să nu rămână boala în pom. Aici avem fructele care urmează să se coacă. Un coacă simplu, foarte, foarte bun. Când se coc sunt negru închis și culoarea asta lucioasă, sunt foarte spectaculoase cum arată ele. Și aici avem iosta, care nu e rodit așa bine, dar în câteva zile o să se coacă. Sunt foarte productive și vă recomand să vă plantați, nu sunt pretențioase plantele și vă puteți bucura în fiecare an de fructe proaspete. Aici avem un mur Merton, care este în anul 4 de vegetație și rodește foarte bine. Este un soi rezistent la ger și vedeți că este plin de fructe. Abia aștept să se coacă, probabil mai durează o săptămână sau chiar 2 săptămâni până se vor coace primele fructe. O să le vedem în curând coapte. Aici avem vișinii care au rodit foarte bine. Sunt niște vișini de culoare mai roșie. Nu se închid la culoare și în fiecare an rodește foarte mult. Aici mai avem un măr care tot îmi rodește în fiecare an. Niște miere mai văratice, foarte, foarte gustoase. În luna august se coc deja. Foarte, foarte bune. Pomul acesta în fiecare an rodește foarte mult și mă bucur că poate să duc atâta fructe. Aici vișinii din nou sunt foarte gustoase. Aici avem câțiva cireși care au fost afectați de ger, dar putem să mâncăm câteva foarte gustoase. Aici avem perele. Pere în general la mine nu merg așa bine. Probabil că trebuie să fac o analiză la sol și să-i ajut. Nu merg așa bine și a fost și secetă primăvara și iarna, dar o să avem de mâncare câteva. Aici avem aronia, care o să coacă toamna. Rodește în fiecare an destul de mult. Niște fructe sănătoase pentru organismul uman. Și ce avem mai mulți pome. Deci tot avem un vișin simplu. L-am plantat. Nu are așa multe vișine. Am mai mâncat din ele. Aici avem un cireș. Avem un cireș care se coace un pic mai târziu. Vă recomand, dacă aveți posibilitatea să plantați mai mulți vișini sau cireși, să-i plantați cu diferite perioade de coacere pentru a vă bucura o perioadă mai lungă de fructe proaspete, de cireșe proaspete. De exemplu, acesta cireș deja s-a copt și putem mânca din ele. Aceștia sunt cireși de la pepiniera Istrița. Niște cireșe foarte bune, mărime medie. Și mai avem aici un vișin timpuriu care le-am mâncat de mult. Aici avem doi pomușori de cătină. Anul trecut am avut, dar anul acesta am înghețat floarea. Și aici vreau să vă mai arăt un atac de omidă, de omizi. Este important să rupem frunzele atacate, să nu lăsăm ca omizele să dezvolte și să ne atace tot pomul. Este foarte ușor să rupem frunzele cu aceste omizi micuțe și atunci nu mai avem probleme în livadă. Trebuie să urmărim cu atenție tot timpul în perioada asta. Acesta este un măr foarte, foarte bun, dar anul acesta este în repaus, să zicem așa. Și aici avem fructe foarte gustoase. Avem un agriș care a rodit foarte bine și tot într-o săptămână sper să fie coapte deja. A rodit și arată foarte, foarte frumos. Are foarte multe fructe. Și mulțumim că au fost ploi și le-a permis să dezvolte foarte bine. Vă doresc să aveți o levadă sănătoasă și să fiți și dumneavoastră sănătoși. Numai bine!